Namaste. Sunt Șervan Stănescu și îți mulțumesc pentru că particip la acest curs dedicat autocunoaștere. Tema cursului de astăzi se intitulează Corpul eteric. Necesitatea cunoașterii. Te întrebi, poate că mulți alții, de ce este necesară cunoașterea corpului eteric. Sunt multe răspunsuri pe care le pot prezenta. Mă voi restrânge la câteva argumente care pot fi înțelese cu ușurință de către oricine pe baza experienței de viață. Așa cum știm cu toții, viața este plină de dificultăți. Fiecare dintre noi are parte de momente extrem de dificile, de suferință, cum spunem de obicei. Pierderea cuiva, dragul, boală și încă multe altele. Am discutat în cursul anterior despre condiționările sociale. Am făcut-o cu un scop bine precizat, anume să te inspiri să reflectezi în ce măsură aceste condiționări sociale ne influențează viața fiecăruia dintre noi. Iar această cunoaștere despre care vorbesc în acest curs se află exact într-o zonă în care aceste condiționări sociale își fac simțită prezența din plin. Modul de gândire al majorității ne determină să ignorăm cunoașterea corpului energetic sau, altfel spus, a sufletului. Este această cunoaștere opțională? Această întrebare este, desigur, retorică. Este ca și cum te-aș întreba dacă ai nevoie de mâini, de picioare și de cap. Spun asta deoarece corpul energetic, în cadrul căruia stratul cel mai apropiat de corpul fizic este corpul eteric, deci corpul energetic cu straturile sale, este o parte integrantă, inseparabilă din fiecare dintre noi. Cu toții am trecut prin situații dramatice de mai multe ori în viață. Toți cunoaștem acea durere imposibil de pus în cuvinte și pentru care folosim expresia mă doare sufletul când. Sunt multe situații când simțim, când trăim această durere, care uneori face să pălească până și durerile fizice cele mai mari. Atunci când un părinte își pierde copilul, ordinea lumii se răstoarnă. Pentru el s-a dezlănțuit infernul, haosul a pus stăpânire pe întregul său univers. Multe dintre situațiile din viață care provoacă această durere sufletească ar putea fi înlăturate sau, în cel mai rău caz, mult diminuate, dacă ne-am cunoaște pe noi înșine și, mai precis, dacă ne-am cunoaște sufletul, adică altfel exprimat, corpul energetic. Am vorbit despre corpul energetic în cursurile anilor anteriori, respectiv cursul 32, omul și cele trei corpuri, cursul 35, corpul energetic sau sufletul, și cursul 83, studiul corpului energetic, sufletul. De fapt, în toate cursurile am spus câte ceva despre acest corp invizibil pentru ochi, dar foarte real, corpul energetic. Ceea ce trebuie înțeles este faptul că acest corp este o parte inseparabilă a ființei noastre și trebuie tratată în consecință cu foarte multă atenție. A ne purta cu indiferență, cu brutalitate, cu aceste structuri foarte fine ale ființei, produce daune imposibil de pus în cuvinte. Poate cel mai mare neajuns constă în aceea că aceste deformări, distorsionări ale câmpurilor noastre energetice, lasă urme adânci care, uneori,
ne afectează întreaga existență și constituie principala cauză a tuturor bolilor. Dacă urmărești acest curs sistematic și te interesează autocunoașterea, dezvoltarea personală, înseamnă că știi despre credința strămoșilor noștri potrivit căreia corpul se îmbolnăvește începând cu sufletul. Altfel spus, boala apare întâi în straturile corpului energetic și dacă distorsiunile câmpului persistă în timp, ele vor determina îmbolnăvirea celulelor și din aproape în aproape. Ajungem la boala care se manifestă fizic la nivelul organelor. Cercetările din ultimii ani în domeniul științelor neurocognitive, în domeniul geneticii, au găsit dovezi clare ale faptului că gândurile noastre, cuvintele pe care le rostim, atitudinea interioară, acționează asupra ADN-ului nostru pe care fie îl activează, fie îl dezactivează cu toate consecințele care decurg din fiecare situație în parte. Astfel, ceea ce se spune de mii de ani de către oamenii cu realizări spirituale s-a demonstrat științific a fi adevărat. Suntem ceea ce gândim. În acest context, din care rezultă implicația căror profunzime ne este încă necunoscută practic, cunoașterea părților invizibile, formate din straturi energetice cu vibrații și densități vibraționale mult mai mari decât ale corpului fizic, este o necesitate imperioasă. Felul în care ne gestionăm relațiile cu ceilalți este influențat în mod dramatic de cunoașterea sau de necunoașterea modului în care funcționează aceste straturi ale corpului energetic, ale sufletului adică. Astfel, când treci pe stradă pe lângă cineva, corpurile energetice se întrepătrund, uneori pe un volum foarte mare, straturile întrepătrunse putând avea o grosime de peste 2 metri, ceea ce înseamnă, de fapt, că în afară de oameni și mașinile care trec pe stradă ne influențează și păsările care zboară foarte aproape de noi, cum sunt vrăbile, porumbei, corbii, precum și alte animale, câini, pisici, etc. Toate aceste structuri energetice complexe se întrepătrund și formează împreună o supă cuantică, așa cum bine ne spun specialiști în fizica cuantică. Gândește-te puțin. Ce se petrece cu aceste straturi ale sufletului tău când pe stradă are loc un accident grav? Sau când un scandal agiu agresează pe cineva? Sau când un om grav bolnav trece pe lângă tine fără nicio grijă pentru simplul motiv că îi este necunoscut faptul că are acea boală? Așadar, de ce este necesară cunoașterea sufletului sau a corpului energetic, altfel spus? Răspunsul cred că este cunoscut tuturor de multe secole. Organul nefolosit se atrofiază. Puțin însă se gândesc la faptul că sufletul este un organ al ființei și ca atare trebuie cunoscut, îngrijit, antrenat, dezvoltat. Și dacă îți închipui cumva că eu fac excepție, te înșeli. Mă îngrozește faptul că am trecut prin viață, an mulți chiar, fără să fiu conștient de existența corpului energetic. Deci, cu atât mai puțin m-am ocupat de cunoașterea și de dezvoltarea fiecăreia dintre aceste straturi vibraționale, altfel decât ca un automat, la întâmplare, adică și fără o intenție clară. Cum se dezvoltă în astfel de condiții corpul energetic? Este lesne de înțeles. Tot așa cum se dezvoltă o grădină părăsită. Considerând că am prezentat suficiente argumente încât să-ți dau un impuls să cercetezi tu însuți ceea ce am spus eu până aici, să verifici tu însuți aceste afirmații, voi trece la ceva de ordin practic. Cum ne descoperim corpul energetic?
Încep prin a spune că mi-am descoperit corpul eteric am pe la 14 ani. Avusesem o altercație cu tata din cauza faptului că începuse să-mi crească fire de păr pe față. I se atrăsese atenția la școală, că ar fi cazul să mă bărbieresc. Eram în baie, mă chinez să mă obișnuiesc cu ideea că trebuie să mă bărbieresc, lucruri care mi era foarte peste mână, cum se zice. La un moment dat, cum mă tot studiam în oglindă, am observat în jurul capului și a gâtului o bandă de lumină argintie, lată cam de 10-15 mm, deci cam așa ceva. Bandă care urmărea foarte precis conturul corpului. Am fost convins că este o reflexie a unei raze de lumină, deși arăta cam ciudat pentru o reflexie. Am jucat o vreme cu mâinile pe lângă cap, dar în loc să apară o umbră pe banda de lumină, aceasta se încăpățâna să rămână acolo. Mai mult, la un moment dat am observat că și la mâine apărea banda aceea de lumină. Cum aveam de rezolvat o treabă importantă care se putea solda cu o bătaie zdravănă și cu alte consecințe de acolo sau nerezolvate, am renunțat la studiul ciudățenii. Când a trebuit să revin în baie, mi-am amintit ce văzusem în ziua respectivă. Am privit mai atent de această dată. Acum însă banda părea să fi dispărut. Am trăit un sentiment de confuzie, de derută și oarecare frustrare. Oare să fi fost o iluzie? Dar observați în banda cel puțin câteva minute. Tot privind în oglindă, la un moment dat, mi s-a părut că iese la suprafață. Ceva mai târziu am înțeles că era vorba despre un anumit mod de a privi imaginea din oglindă și că era necesară și o stare de liniște interioară. Până la urmă am revăzut banda. Ce să fie oare asta? La vremea aceea îmi lipsa orice informație de natură ezoterică. Auzisem de Iisus, de Dumnezeu, de sfinți și mi-am amintit brusc de icoanele unor sfinți. Aveau și acolo o bandă, doar că la unele icoane era făcută cu alb, iar la altele cu aurim. Ce vedeam eu avea culoarea argintie, asemănător cu lumina astrului nostru nocturn, luna. Din momentul în care m-am convins că este ceva acolo, am început să mă joc să fiu mai atent la condițiile în care apare banda de lumină. Am început apoi să reflectez la ce anume ar putea semnifica. Ideea că doar sfinții au așa ceva era inoperantă, de unde și până unde eu un sfânt. Era clar că alta era explicația. Auzisem termenul aură în contextul icoanelor. Dar conexiunea s-a făcut greu pentru că îmi lipseau prea multe informații și evident, practica mea era zero. Mi-a venit ideea să recitesc Mircea Eliade la Țigănci. Acolo erau tot felul de cetățeni, așa încât speranța mea s-a îndreptat către acea carte să aflu mai multe despre chestia aia din lumină, din jurul corpului meu. Câteva observații pentru reușita. Atunci când te privești în oglindă cu intenția clară de a-ți observa corpul eteric, caută să ai o stare interioară de calm, de relaxare. Este un simplu exercițiu de autoobservare, nimic periculos, nimic de natură să-ți provoace frică sau ceva similar. Curiozitatea este, cred, ingredientul cel mai util alături de o atitudine neutră. Lumina în încăpere trebuie să fie moderată, astfel încât să existe un contrast acceptabil între imaginea din oglindă și restul ambientului. Privirea trebuie să fie destinsă și nefocalizată pe niciunul din detaliile care ar putea să ne atragă atenția. Nas, buze, ochi, etc. Privește cumva dincolo de trăsături. Altfel, atenția va fi acaparată de cine știe ce alt detaliu. În general, din câte am aflat și de la alte persoane cu care am discutat, reușita este destul de rapidă, poate chiar în câteva minute de exercițiu, corpul eteric va deveni perceptibil. Este însă important să practici această vizualizare
deoarece te va ajuta în timp să-ți descoperi corpul astral, care este mult mai dificil de conștientizat și totodată extrem de important să-l cunoști. Voi vorbi în cursul următor despre câteva lucruri extrem de importante legate de corpul astral și de planul astral. Un alt aspect important este faptul că te vei obișnui treptat cu ideea că ești mai mult decât credeai și decât ai învățat că poți fi. Jordan Peterson, un psiholog, psihiatru și clinician foarte cunoscut astăzi, spune astfel: ferește-te să compromiți ceea ce poți fi mâine de dragul celui care ești astăzi. Este poate una dintre recomandările cele mai valoroase și mai clar formulate pe care am auzit-o, chiar dacă despre devenire și ceea ce putem deveni au vorbit mulți, între care doi mari oameni, doi mari gânditori, despre care am vorbit în cursurile anterioare, Piotr Demianovici Ospensky și Gheorghe Ivanovici Gurdjieff. Vă regăsiți materialele video ale lui Jordan Peterson, practic toate ideile, toate recomandările făcute de cei din urmă, acum aproape 120 de ani. Închei aici acest curs și îți doresc din suflet o reușită deplină în a te descoperi pe tine însuți. Descoperirea corpului eteric, care este în fapt expresia activităților de natură electromagnetică ale corpului fizic, este o etapă valoroasă și foarte importantă pe drumul cunoașterii de sine. Săptămână luminată. Cu drag, Șerban.